Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ușor, ușor descoperim că nu prea e zăpadă pe nicăieri, Vlad, că tot întrebai. Peste tot, nu? Mai devreme, pe unde e zăpadă, cineva zice că la Suceava e un pic de zăpadă, vine altcineva și zice că nu mai e zăpadă, inclusiv la Brașov plouă. Da, am zis un mesaj, plouă și la Cabana Ciucaș. Hai, na. Cabana Ciucaș, plouă la Cabana Ciucaș. Nu m-aș fi așteptat. Când a mai plouă la Cabana niciodată. Ciucaș, în decembrie? La Iași, oricum, fatmanii se roagă să nu plouă, să nu ningă. Că dacă ninge, înțeleg că sunt probleme cu tramvaiile astea noi. Ei și-au luat tramvai acum. La Iași? Cumpărat, da. 16 tramvaie. Uite, poate mă duc. Să te duci neapărat. Poate mă duc să fac o tură cu tramvaiul. Da, 2 milioane de euro tramvaiul. N-ai mers un vehicul de 2 milioane de euro pe sol. 2 milioane 2 milioane bucata, da. Sunt foarte friguroase aceste tramvaie. Nu în sensul că e frig în ele, ci ele. Ele însele, tramvaiele sunt friguroase. Nu le place deloc. Sunt pantograful... Pantograful e chestia, știi, care vine de deasupra de pacoperiș. Care face legătura între... Face legătura cu sârmă. Știu că am avut trenulețe electric când eram mic. Și avea pantograf? Da. Face legătura cu sârmă, băi. Păi asta zic. Dar așa am aflat ce e ăla, că întrebam și eu ce e asta. Deci în Moldova, la Iași, e o problemă cu sârmele. Dacă nu știați, pantograful e mult mai sensibil decât la tramvaiele vechi. Vatmanii trebuie să se urce pe tramvaie cu lopata ca să dea gheața jos de pe pantografe. E mare lucru acum. Vor să stea numai la ei acolo. Eu în față, la căldurică? Nu cred că o să aibă viață lungă pantografele. Îți dai seama, vatmanul moldovean nervos se urcă cu lopata să curețe gheața de pe pantograf. Deci autoritățile, scrie cine scrie? Digi24. Autoritățile au constatat această problemă tehnică odată cu răcirea vremii. Așteaptă o soluție de la producătorul polonez. Deci tramvaiele astea sunt făcute în Polonia. De aici... Nu înțeleg și ăștia la Mediteranei, că în Polonia n-au zăpadă. Cum vate vântul mai tare și De ce ai luat tramvaiul din Polonia, că avem tramvaie aici, da, românești? Avem ciocolată la noi. Hai că s-a trezit socialistul acum. Serios, 2 milioane de în primul rând... Din același motiv pentru care și în București avem autobuze sau ce turcești. Sunt turcești. Păi, dar autobuze nu cred că mai facem. Dar tramvaie avem, chiar suntem talentați. Păi toate tramvaiele din București sunt românești. Ce, nu-ți plac? Nu, sunt și tramvaie nemțești. Nu mai sunt. Care au fost vechi. Arhivate. Serios? Sau ori mai fi... Ale erau cele mai bune. Colț al Bucureștiului, dar... Auzi, dar... Păi și BMW-urile nu se nemțești, că și le circulă pe linia de tramvai. Corect. Nu ți se pare fabulos că e 2 milioane de euro în tramvai? Adică nu vi se pare... Mie mi se pare scump. Dar cât ar trebui să fie? Stai că nu... Puneam pe la 200 de mii. Băi, de fibră de sticlă de încolo. 200 adică... de mii e vorba aia un urus. Da. Dar asta e ceva în România, o chestie asta. Deci acum au luat tramvaie care nu merg pe zăpadă, că îngheață pantograful, nu știu cum are pantograful sensibil. Slavă cerului, nu prea mai e zăpadă, deci da. Nu e problemă. Dar să ne numărăte că, adică se întâmplă lucruri în România, pe bune, cu chestiile astea. Mai țineți minte de vagoanele prealate de la metro? Da, cum? Da. Alea din Spania, e și o problemă cu investițiile. Luat, cum să te gândești la lucruri de genul ăsta? Să măsori vagonul înainte să-l pui pe șine, știi? Și au luat atunci vagoanele alea de metro din Spania. Da. Au luat la pilă stațiile după aia. Da, e cam bancul ăla cu... Știi, meseriașul român care trebuie să facă și un avion și ies un tractor. Da. Lasă șeful că-l mai luăm la pilă. Exact. Adevărul că da. Cine s-ar fi așteptat și nu peste tot. Ele încăpeau, dar erau niște zone pe unde mai luau curba. La curbă, nu puteau să ia curba. E, mare șmecherie. Trebuia să meargă și ele mai încet. Dar pasajul rutier prea îngust de la Iași, tot la Iași. Da. La Nicolina, unde nu, sunt? Nu, la biblioteca acolo. La biblioteca acolo? Dar au săpat și au săpat prea îngust. Acum n-au vrut să distrugă orașul. Au săpat prea îngust. Nu treceau autobuzele unul pe lângă celălalt. De fapt, treceau dacă rabatau oglinzile, deși noi suntem răi. Da. Treceau, rabatau oglinzile. Cum faci în parcare uneori când n-ai loc, mai strângi oglinda și te pui. Da. Puteau să dea flash-uri care se ducă o dată unul, o dată unul. Nu, dar adevărul, vrei să măsori toate alea când te apuci de pasaj? Da, exact, le faci din ochi. Păi, corect. Îl faci un stas după o Dacie, gen. Da, știi? Pasajul ăla rutier de la Arad, care era peste linia de cale ferată Arad-Curtici, care a costat și ăla, nu mai știu cât a costat, o grămadă de milioane de bani europeni și care intra la 90 de grade în șosea și nu puteau să ia tirurile. Era o stradă doar cu o bandă pe sens și nu puteau să ia tirurile curba să se urce pe el. Deci să nu mai apă acolo. Ce căutau tirurile pe acolo? Păi, era toată ideea, adică pasajul la rutier fusese făcut ca să devieze circulația și nu păi devia circulația mică. Da.
Serios. Dar de pasajul Ciurel din București? Ce cu el? Când l-a dat în funcție doamna Firea, s-a pozat cu el și după aceea au apărut nenorociții, domne, răutăcioși și au făcut că nu puteai să iei curba nici pe autobuzele care urcau pe trotuar, că da, nu puteau să ia curba pe bretelele de urcare pe pasaj. Dar nici alea nu erau pentru autobuze, erau pentru pietoni, că înțeleg că oricum pasajul duce direct în bloc. Da, da, duce nicăieri, adică pasajul ăla. Păi vezi. So, adică, da, de fapt, orașele de pe Beca la Timișoara, mai țineți minte, a cumpărat domnul Robu, le-a pus pe apă, ele pluteau foarte frumos, problema că nu puteau să navigheze nicăieri, că n-aveau autorizație, că nu exista căpitanie administrația navigabilă, nu știu că potrivit legii, ca să operezi bărci de-astea cu pasageri, trebuie administrație navigabilă. A făcut port la Timișoara? Cred că are port acolo și a trebuit un an să facă administrația. Deci și România, vă spun, este o țară, e o mare comedie de țară. Da, mă, dar acum gândește-te și tu. Pleci în altă parte, te duci, te stabilești unde? Unde ai plecat, Luca? De tot? Da. Nicăieri. Nu, serios, unde ai plecat? Dacă în ar fi Italia. Să pleci aici viața în Italia, te duci în Italia. Ce găsești fan înghețată în Italia? În afară de înghețată. Pizza. În Italia, în mai în sud, mai găsești. Nu mai există, băi. Sicilia, mai în alea. Ca în România nu e nicăieri. Dai drumul la televizor, dai drumul la radio, uite, și afli lucruri. Te, da, te simți asta bine. Asta da, ne-ar lipsi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.